Vreau să o găsesc, nu o găsesc, serios? Fugi să moară măta. Ia uite. Fugi să moară măta. Ia uite-ți pe Rafael cum vine. Rafaele, nu! Uite-ți pe Rafael. Fugi să moară măta. Uite-ți pe Rafael. Fugi să moară măta. Fucking cringe. Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou joc pe acest canal. Acest joc se numește Eyes, adică ochiul sau ochii, și are ceva foarte special. Mai de curând s-a făcut un mic update, știți că am jucat jocul acesta, și poți să spui tu pe cap ce skin vrei, absolut ce skin. Și astăzi voi încerca diferite skin-uri, voi încerca capul lui Rafael și bunicuța, așa că nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă mai doriți episoade de acest gen. Dezvedeți aici, scrie Your Own Ghost. Apăsăm aici pe play și aici poți să spui ori fața ta de acum și poți să ne înregistrezi și sune să facă cumva. Adică, haideți să vedem și noi. O să dăm aici, uitați, am două poze cu bunicuța. O să luăm bunicuța prima oară, bineînțeles că se glicește puțin, dar merge până la urmă. Ia uitați, bunicuța aici. Putem să o punem pe capul ăștia. Se pară cât mai realistică, bineînțeles că eu nu sunt pe telefon și nu o să pot să dau puțin zoom in. Așa că o să lăsăm așa, poți să înregistrezi și sunet aici. Am înregistrat și sunet și acum putem să dăm play, să ne distrăm. Hai să vedem, poate completăm și levelul ăsta. Am pus și sunet, ați auzit. Deci așa ceva n-ați auzit în viața voastră. Așa că haideți să vedem, trebuie să căutăm 20 de beguri și să ieșim afară în casă. Asta e tot ce trebuie să faci în jocul ăsta, trebuie să găsești beguri din astea. Așa, un bag am găsit. Ne uităm foarte bine că sunt mai mult de 20 oricum. Și o să vedeți capul lui Rafalia. Poți să ne uităm, fiți atenți aici. Ia. Bă, eu vreau să aud sunetul ăla pe care l-am pus. Ok, hai să ieșim afară din casă. Aici nu este un bag aici, poate în gunoile astea. Am uitat aici un bag. Și trebuie să căutăm bag-uri de astea fără cap, capul acela de Granny să ne prindă. Deci acum Granny zboară, doar ca fapt divers. O să mergem să ne uităm puțin la ea. După o să jucăm pe bune. Deschidem ușa. Să mergem puțin jos acolo să o vedem. Să vedeți capul zburător de Granny. N-ați mai văzut în viața voastră așa ceva. Așa că hai să o vedem aici jos. Pe aici stă ea, în subsol. Ia, aran. Ia, auziți. Auziți. Uitați. Doamne, este epic. Ok, băieți, am o mică surpriză acum pentru voi. Am reînceput să filmez încă o dată, dar data asta o să încerc să scap din casă. Am pus din nou capul de Granny, dar data asta am pus alt sunet. Ăla nu era prea înfricoșător. Așa că hai să încercăm să strângem bagurile astea, să vedem cum stă treaba. Hai să ne uităm pe aici, o să strângem și ochii ăștia. Ia uite, ce fluieră. Trebuie să vedeți acum ce sunet am pus. Neapărat trebuie să vedeți. Unde ești? Bunii? Dacă ai putea și bunii să pui aceleași chestii. Bine, eu în timp ce... Mă, uite un șoareci. În timp ce mă plimb pe aici, o să strâng și saci. Să vedem dacă e aia pe aici. Așa. Se aude și buții zgomot, însă nu e nimic. Trebuie să dau mai tare. Ok. Mă, o să strângem acestea. Și haideți să vedem acum cum se aude. Nu știu unde a plecat Rafaelița lui tati. Oh, aici sunt doi saci. Am înțeles. Uite aici. Oricum sunt saci mai mulți de 20. Fugi să moară măta. Ia auziți. Fugi să moară măta. Unde să fug? Fugi să moară măta. Unde e, mă? What? Așa că se aude acum. B,
Băi, e prea genial. Cine a făcut jocul ăsta? E șmecher rău de tot. Dă mai încet acum. Aici s-ar putea să fie monstru. Ok, nu e. Hai să vedem unde e. Că avem patru ochi din ăștia. E pe sus, pe undeva. Ok, am înțeles. Codul este 1, 2, 3, 4. Haideți să ne uităm. Mergem și noi sus. Bă, de ce? Genial! N-ai cum să-mi spui tu mie că jocul ăsta e prea bun. Poți să spui și față și sunet. Ce mai îți dorești mai mult? Cred că poți să faci o grămadă de combinații aici. Fugi să moară măta. Ia uzi, ați auzit? Fugi să moară măta. Ha Fugi să moară măta. ha Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. E pe aici, pe jos. Ne întâlnim Fugi cu să bunii. moară Ia măta. uite-mă, ia uite-mă, ia uite-mă! Fugi să moară măta. Oh my god, ok. Ok, băieți, de data asta chiar o să încerc să scap, adică haideți să încercăm să ne chinuim puțin să scăpăm. Ați văzut ce fantomă am pus acolo, cea mai înfricoșătoare fantomă. N-ai cum să nu te distrezi în jocul ăsta, e, nu știu, e șmecher rău ideea asta. Să spui tu sunetul tău și imaginea ta, poți să putem pune să și pe Rafael și pe oricine, dar am pus-o pe Granny. Pentru că e amuzantă cu capul ăla al ei, zburător. Ne uităm pe aici, de aici am venit, nici nu știu. Cred că de aici am venit. Ia să vedem, asta aleargă. Și merge normal și așa aleargă. Aleargă, merge la fel. Este un sac. E ca un fel de Slenderman, dar are altă mecanică. Acolo scăpăm când găsim sacii. Oricum sunt mai mulți saci de 20, eu joc pe normal. Uite așa am găsit. Fugi să moară măta. Hei! Fugi să moară măta. Băi, fii cu minte, Slendere. Hai să ne uităm unde e. Ia uite, ia e la subsol, ok. Hai să mergem sus. Nu, sus vreau pe scări. Pentru că n-are rost aici. Sus o să găsim tot saci, o să coborâm dacă mai putem. Bineînțeles. Oh my Fugi god. să moară măta. Oh my god. Hai că fug acum. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Păi fug! Fugi să moară măta. Dacă mai zicea o singură dată, cred că dădeam rage. Safe! E 1, 2, 3, 4. Nici un sac aici, serios. Bă, un sac, mă, e cameră. Aici trebuie să fie un sac. Uitat de 22 de ore aici. Uite, mă, săculeț. 7 saci. Toaletă? Nu. O, uite, altul săculeț. Deci știu că dacă apăsai pe imprimantă scotea codul. A, uite aici codul, pe masă. Fugi să moară măta. Opa. Fugi să moară măta. Fugi să Pas, moară pas puțin. măta. Să plimbă pe Fugi să aici. moară măta. Nu, nu, m-a văzut pe mine. Fugi să moară măta. Fugi să moară Fii măta. cu minte, fii cu minte. Fugi să moară măta. Voi auziți ce Fugi să zice, moară măta. non-stop.
Și aici se scârție parchetul. Habar n-am unde e safe-ul ăla. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Pii cu minte, X-Ladere. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Nu o să poate să moară măta. Nu! Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Doamne ferește. Fugi să moară măta. N-am mai văzut în viața mea asemenea joc. Fugi să moară măta. Bă, da, de câte ori zice? Serios? Fugi să moară măta. Uite, mă. Doi saci. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Bă, da, asta e o hartă mult mai grea, adică... Știu că dacă te duci într-o de-aia satanistă, nu știu pe unde e. Aici? Ok, aici urcăm sus, urcăm în sus. Mai avem, mamă, cât saci, 3 saci aici, hop. Hop. Și hop. Oricum mai sunt saci jos, gârlea, în subsol. Dar sper să-i găsesc de aici și să trec. Ok, șoarece. Aici. Pare că e incantația aici. Da, 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 uite cât saci aici. Hop. 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 Mai vreau până colțuri. Nimic. Cu toate că era mișto să mai fie. Aici, aici nu vine asta, cum o cheamă. Era să zic Slendrina. Nu știu cum mi vine numele ei, dar nu vine. Și ar mai fi saci pe jos. Mai trebuie 2 săculeți. Ca să putem scăpa de în casă. Ok. Mai ne uităm pe aici o dată. Poate am ratat vreun sac. Uite aici un sac. Aoleu, a venit pe aia urâtă. Fugi să moară măta. Ei, să ne uităm la ea. Fugi să moară măta. Mai e trebuie un singur sac. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Fugi să moară măta. Bine, nu știu pe unde cobor. Dacă mergem la subsol, o să-l trecem jocul. Nu știu dacă pe aici se cobor. Oh my god, pe aici e? Mă, nu e aici. Eu nu știu pe unde se coboară, n-ai hartă, n-ai nimic. A, aia arată, mă. Deci ai hartă. Uite-mă, pe aici coborăm. Sper că n-a coborât și ea joc. M-a prins capul lui X-Lader cu voce. Hai, mă, pune. Hai, du-te, Rafaele, și uite aici. Ia uitați, cu fața lui Rafael. Hai să vedem cum arată cu fața lui Rafael, așa de test. Puteam să-l trec dacă dădeam pe normal sau mai puțin, dar hai să vedem. Puteam să-i pun și voce. Dar hai să lăsăm cu vocea ei. Hai să vedem. Pe aici trebuie să fie. Hai mă, unde ești? Bă, când vreau să o găsesc, nu o găsesc. Serios? Fugi să moară măta. Ia uite. Fugi să moară măta. Ia uite-ți pe Rafael cum vine. Rafael, nu! Uite-ți pe Rafael. Fugi să moară măta. Uite-ți pe Rafael. Fugi să moară măta. Rafael, fugi să moară măta. Fucking cringe. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Eu am fost X-Lader. Nu uitați să rupeți și voi butonul de like pentru acest joc. La revedere!